Citirea Cuvântului lui Dumnezeu nu a fost niciodată intenționată de Dumnezeu pentru noi ca o lectură doar pentru lărgirea cunoștințelor, pentru deschiderea orizontului nostru. Desigur, Cuvântul lui Dumnezeu este de dorit să ne lumineze, să ne dea învățătură, să ne dea cunoștință. Dar tot Sfânta Scriptură spune că acest Cuvânt al lui Dumnezeu are și menirea de a ne mustra, de a ne îndrepta, de a corecta viața noastră. Dacă vrei să fii un copil al lui Dumnezeu care să trăiește o viață de biruință, acest cuvânt este necesar nu doar pentru a-ți delecta urechile cu istorisiri frumoase, ci pentru a-ți arăta care sunt lucrurile care trebuie schimbate. Astăzi suntem în capitolul al 13-lea din Evanghelia după Luca și tocmai acest text, aproape în întregimea sa, are de-a face cu chestiuni care trebuiau corectate în viața ascultătorilor. De aceea Domnul Iisus Hristos folosește în pasajul acesta o mulțime de avertismente dure. El este foarte direct, foarte categoric și cheamă oamenii să ia în serios mesajul său. Probabil că erau mulți ascultători care se delectau cu minunile sale, cu lucrurile frumoase pe care le spunea, cu modul în care îi contrazicea sau le închidea gura fariseilor și fățarnicilor. Dar Domnul Iisus le spune că nu e de ajuns doar să asculte cuvântul său. Haideți să ascultăm cu atenție. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Deci erau niște oameni în Galileea care aduceau o jertfă lui Dumnezeu, iar Pilat, cu duritate, într-un mod brutal, a trimis niște soldați împotriva lor și i-a măcelărit și sângele acelor oameni a fost vărsat peste altar, peste jertfa ce o aduceau. Era o tragedie națională, desigur, pentru poporul Israel. Oamenii se așteptau, desigur, ca acum Iisus să rostească niște cuvinte dure împotriva lui Pilat. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât. Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Cuvintele lui Iisus constituie aici un avertisment și într-o vreme de criză, într-o vreme dificilă, când auzim zilnic statistici despre oameni care mor, ar trebui să ne gândim, oare Dumnezeu nu vrea să ne spună ceva prin aceste evenimente? Iisus spune, dacă nu vă pocăiți, puteți cu toții să experimentați aceeași tragedie. Iisus spune, nu au fost aceia mai păcătoși decât ceilalți. Acest cuvânt ne spune doar că Dumnezeu a avertizat acea generație de oameni că trebuie să-și pună problema în mod serios cu privire la umbletele lor. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod, dacă nu, îl vei tăia. O pildă rostită în același context. Dumnezeu aștepta un răspuns, aștepta o schimbare de atitudine. Dumnezeu aștepta o inimă nouă și un alt comportament. Și Domnul Iisus avertizează în textul acesta spunând, dacă nu există o schimbare inimii, dacă nu există o îndreptare a căilor, va urma și judecata. Taie-l! E momentul în care Dumnezeu ar spune în dreptul cuiva, nu-i mai dau nicio altă ocazie. Și aceasta ar fi un moment tragic. Mă rog Domnului să fim conștientizați de citirea acestui capitol, Luca 13, cu privire la nevoia ca noi să ne pocăim de păcatele noastre și să ne schimbăm cu adevărat viața conform cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă rodire. Dacă ești un smochin neroditor, atunci ești în pericol ca într-o zi Dumnezeu să activeze această judecată. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului.
Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani, de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Observăm deja din textul acesta, și nu e prima oară în citirea noastră, în lectura din Evanghelia după Luca, când remarcăm faptul că există boli sau infirmități care sunt cauzate direct de activități ale duhurilor necurate. Iisus a dezlegat această femeie și a întins mâinile peste ea. Îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului: sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți, dar, în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Iisus o vindecă pe această femeie, își arată puterea, își arată slava. Sinagoga asistă la scena aceasta și oamenii se minunează și laudă pe Dumnezeu. Cu toate acestea, cineva acolo stă cu inima împetrită și chiar cu răutate se adresează femeii și mulțimii adunate și le spune: veniți în alte zile să vă vindecați. Astăzi este sabat, este ziua în care nu facem nicio activitate, nicio muncă fizică. Cât de limitată poate să fie perspectiva oamenilor când gândesc doar prin prisma religiozității, a formalismului, a tradițiilor lor? Oamenii pot fi împiedicați chiar să vadă slava și puterea lui Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu să gândim prin prisma tradițiilor și nu prin prisma cuvântului lui Dumnezeu, care este sursa vieții noastre. El a mai zis: cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa. El a crescut, s-a făcut copac mare și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. El a zis iarăși: cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină până s-a dospit toată. 2 pilde foarte scurte, probabil cele mai scurte pilde ale lui Iisus Hristos. Amândouă, ne spune deja cuvântul lui Dumnezeu, au de-a face cu ilustrarea împărăției lui Dumnezeu. Iisus aici subliniază faptul că lucrarea pe care el o începea, deși avea să sufere împotrivire, deși erau oameni care căutau să-l împiedice și care îl vorbeau de rău, Iisus spune: ceea ce pun eu acum în pământ este ca o sămânță care va crește și, deși este o sămânță foarte mică, va crește și va fi ca un pom mare și păsările cerului. Iisus spune că lucrarea pe care el o face, deși pare firească, lumească, trecătoare în ochii altora, Iisus spune lucrarea aceasta de fapt este spirituală, este de la Dumnezeu și va ajunge ca să cuprindă cerurile, să fie umplută de slava lui Dumnezeu. Și a doua pildă vorbește despre drojdia care este pusă în făină și care face aluatul acela să dospească și care se transmite mai departe. Și așa se duce Evanghelia din generație în generație, de la om la om, din țară în țară, prin cuvântul care a fost rostit în inima oamenilor. Fiți, vă rog, atenți acum, pentru că urmează poate cel mai dur avertisment pe care îl citim aici în Evanghelia după Luca. Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis: Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Aceasta este o întrebare pe care oamenii și-o pun foarte des. Câți sunt cei care merg la biserica voastră, vor întreba oamenii. Pe oamenii interesează statisticile, mulțimile. El le-a răspuns: nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Iisus avertizează că noi, în loc să ne preocupăm de cât de mulți sunt, cât de mulți adepți, aderenți, spun oamenii, noi trebuie să ne gândim: am intrat,
Am făcut pasul acesta prin credință, ne-am apropiat de Dumnezeu sau nu? Iisus spune, nevoiți-vă, străduiți-vă, nu pierdeți timpul. Căutați să îndreptați relația voastră cu Dumnezeu. Căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Și ascultați acum cu atenție avertismentul lui. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa, e vorba de ușa mântuirii, și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne. Drept răspuns, el vă va zice, nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac, pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Avertismentul Domnului Iisus Hristos aici trebuie să ne dea de gândit tuturor. Iisus spune aici că oamenii când vor dori să intre în împărăția lui Dumnezeu și va fi prea târziu, își vor da seama că au auzit Evanghelia, că au ascultat-o. Oamenii ăștia spun, Doamne, în ulițele noastre ai învățat pe norod, nu eram familiarizați, nu eram de față. Și Iisus va spune, târziu, târziu, ați ratat șansa voastră. O zi pe care nu o doresc nimănuia. În ziua aceea mai bine să fim deja împreună cu Domnul, să fim în împărăția lui Dumnezeu. Iisus avertizează și încurajează totodată, spunând, iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi. Și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Poate tu ești lăsat deoparte, te simți ultimul om, ai șansa să fii cel din tâi, să intri în relația aceasta cu Iisus Hristos. Textul acesta se încheie acum cu un avertisment rostit pentru poporul Israel din vremea aceea și în mod specific pentru cetatea Ierusalimului. În aceeași zi au venit câțiva farisei și au zis, pleacă și du-te de aici, căci Irod vrea să te omoare. Duceți-vă, le-a zis el, și spuneți vulpii aceleia. Iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Iisus trimite un mesaj aproape codificat, spunând, am o vreme, acum, mâine, dar poi mâine, spune Iisus, deja se va încheia lucrarea mea. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poi mâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut. Iată că vi se va lăsa casa pustie, dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Domnul Iisus rostește aici niște cuvinte pline de durere, de regret pentru această cetate. Ierusalime, Ierusalime, care ucizi pe proroci, care împroști cu pietre pe cei care vor să-L urmeze pe Dumnezeu. Iisus spune, va veni ziua în care îți va rămâne casa pustie. Va veni ziua în care vei regreta ceea ce ai făcut. Și noi știm, undeva în jurul anului 70, Ierusalimul avea să fie dărâmat, pentru că judecata lui Dumnezeu avea să se întâmple exact așa cum spunea el. Haideți în această zi, meditând la toate aceste avertismente, să luăm hotărârea în inima noastră să-L căutăm pe Dumnezeu cu sinceritate. Să luăm hotărârea în inima noastră să ne sfințim viața, să căutăm din toată puterea noastră, să ne dedicăm lui Dumnezeu și în felul acesta Dumnezeu să se bucure de viața noastră transformată și de faptul că Duhul Lui lucrează în noi spre mântuirea noastră.